Inspectorii din cadrul ITM Hunedoara au sistat activitatea a două stații GPL din județ în urma controalelor efectuate în cadrul unei campanii derulate la nivel național. Acestea nu aveau certificatul GANEX, care permite și atestă munca în arii cu pericol de explozie. La nivelul județului au fost verificate 72 de stații de carburanți, fiind descoperite mai multe nereguli pe relațiile de muncă, precum nerespectarea orelor de odihnă, a celor de muncă ori repausul săptămânal. Unii au remediat aceste probleme, alții nu. La nivel național, în luna august a demarat o campanie de verificare a stațiilor de carburanți după tragedia produsă la Crevedia, unde o stație GPL a explodat, iar câteva persoane au murit. Acum, numai puțin de 72 de stații din județul Hunedoara au fost verificate. Nu este o noutate pentru noi, pentru că acum câteva luni noi am verificat toate stațiile din județul Hunedoara, ele fiind de număr de 72, și inspectorii de muncă au dispus anumite măsuri de remediere a deficiențelor constatate. Acum verificăm măsurile și până în data de 31.10 sperăm să terminăm. Chiar dacă în urma măsurilor dispuse angajatorii au remediat acele măsuri, acum s-au descoperit și altele. Trebuie să menționez că am sistat două stații GPL pentru lipsa certificatului GANEX. Certificatul GANEX este un certificat emis de Institutul de Cercetări INSEMEX de la Petroșani pentru lucru în mediu exploziv. Două dintre aceste stații, neavând certificatul emis de către cei de la Petroșani, în momentul de față una dintre stații a obținut certificatul GANEX. De multe ori nu neapărat că nu-l obțin pentru că nu îndeplinesc condițiile. Sunt omisiuni ale angajatorului pentru a obține acest certificat. În rest, ce să spun, sunt probleme legate de relațiile de muncă, probleme ca peste tot, probleme de timp de muncă, timp de odihnă, munca în repaus săptămânal, munca de noapte, dar toate sunt lucruri care pot fi remediate într-un mod ușor, zic eu, și care nu pun în pericol funcționarea stațiilor. Campania de verificare a acestor stații din județ va continua până la finalul lunii octombrie.